dacă dumneavoastră veți considera că sunt necesare acte de la ANRSC sau de la orice instituție a statului român, este altă discuție. Dar totodată, așa cum spuneți dumneavoastră, ar fi corect ca cetățeanul să știe odată pentru totdeauna că la Constanța, pe investițiile făcute prin credite luate de la BER, de la Banca Mondială sau de unde s-au luat, trebuie returnate din banii cetățenilor. Ori dumneavoastră, Partidul Social Democrat, de atâția ani, nu doriți să spuneți acest lucru. Și nu înțeleg de ce. Sunt investiții făcute pentru municipiul Brăila, sunt investiții foarte multe, eficiente și bune, dar care trebuie exploatate energic și având grijă nu să ne punem termopane la sediu. Noi termopane. Nu să ne tragem covoare de nu știu câți bani în birouri, din banii cetățenilor. Nu pentru asta, ci pentru a eficientiza tariful și pentru a-l aduce la, la o sumă corectă. De aceea este bine ca cetățeanul să știe că nu e nevoie să plătească decât ceea ce consumă serviciul respectiv. Nu apa de ploaie care nu vine. Vă rog să mă scuzați, dar noi am înțeles de la început de mult că PSD-ul nu dorește să țină cont de semnăturile celor 10.000 de cetățeni și va merge până la calendele grecești cu aceste amânări care se știu de ce se fac. Vă mulțumesc!